Salut și bine ai venit sau revin la Fabrica de Bani. Eu sunt Dragoș și azi vorbim despre cum te pregătești de criză în 10 pași. Știu că am mai discutat de treaba asta în trecut, dar am luat-o așa cumva mai structurat de data aceasta și sper ca sfaturile astea să te ajute ca să crezi cât mai ușor atât pentru o posibilă criză în viitorul apropiat, cât și una mai îndepărtată. Înainte de a începe însă, așa cum te-ai obișnuit, nu uitați de a subscribe la canal, ai undeva acest buton de subscribe, iar lângă el un clopoțel mic pe care vei fi notificat de câte ori postez un clip nou. Mai avem un pic până la 2900 de abonați, sperăm să atingem și pragul acesta de 2900, sperăm să atingem și pragul de 2300, de 3000 de abonați până în februarie. Creștem ușor, ușor și le mulțumesc pentru această cale și lor care mă urmăresc și care au dat subscribe și care mă urmăresc zi de zi, care comentează și lasă în întrebări și așa mai departe în zona de comentarii. Vă mulțumesc tuturor care mă urmăriți. Azi avem o prezentare mai lungă, așa, sper să nu mă lungesc foarte, foarte tare cu ea. I-am zis eu cum te pregătești de criză în 10 pași, da? Și ca să nu mai amânăm, să trecem la treabă, o să fie o prezentare, v-am zis, cu multe sfaturi. Puteți să vi le notați dacă vi se pare că sunt de notat, puteți să țineți cont de ele, puteți să fiți în dezacord cu unele dintre ele dacă nu simțiți că vi se potrivește, dar cred eu că sunt 10 sfaturi care vă pot ajuta să treceți mult mai ușor peste o perioadă de criză, da? De data asta am folosit criză și nu recesiune, deși în contextul zilei de azi se tot vorbește de o posibilă recesiune, vine, nu vine recesiune și așa mai departe. Bun, înainte de a începe să vorbim despre chestia asta, bineînțeles întrebarea dacă nu vine, da? Și aici în contrabalans pot să zic că Kiyosaki și alții de ăștia câțiva au luat o raznă aproape de mine, așa mi se pare, cu vine criza crizilor, vine mama tuturor crizilor, vine nu știu ce sfârșitul, zici că vine sfârșitul lumii. Dacă acum 10 ani de zi sau 20 de ani, în 2012 venea finalul calendarului maiar, în 2000 venea sfârșitul lumii, în nu știu ce mai venea, venea nu știu de sfârșitul de lume și n-a venit niciun sfârșit al lumii, de data asta baubau mondial este criza crizilor, recesiunea recesiunilor, criza alimentară, nu o să mai avem mâncare, nu o să mai avem nimic, încălzirea globală și așa mai departe. Adevărul undeva la mijloc, dar se întâmplă niște lucruri, nu toate ne conving sau ne ajută, avem și situații de război, destul de aproape de noi, avem niște chestii, dar cumva după ce crizele vin și exact cum am scris și aici, atunci când te aștepți mai puțin și cu cât ești mai pregătit, cu atât treci mai ușor peste ea. Și iarăși o chestie care vreau să fac eu aici o paranteză, crizele pot fi globale sau locale, da? Pentru că aici e foarte important de precizat, sunt foarte mulți care se uită la criza mondială, la situația economică mondială, America vs. China, cade America, cade China, nu știu ce și așa mai departe, ne uitându-se la economia lor locală, da? S-ar putea ca dacă sunteți într-un oraș mai, nu știu, care depinde de, uite, poți să iau Ploieștiul. Da? Deși Ploiești are mai multe industrie, e un pic exagerat. Dar o parte din banii în Ploiești, probabil, să zicem, dar nu e chiar în Ploiești rafinăria de la Petrobras. Dar să zicem că ai, nu știu, un oraș care are, uite, cum au fost orașele miniere, da? Care depindeau exclusiv de industria minieră. Cred că e un exemplu mult mai bun ăsta. E, și în momentul în care industria minieră s-a închis, orașul ăla a sărăcit brusc, da? Așa. Pentru că într-o dată nu au mai fost locuri de muncă, n-au mai avut cine să cumpere de la magazin mâncare pentru că nu având locuri de muncă, nu mai aveai bani să cumperi diverse produse și așa mai departe. Și tot orașul s-a dus în jos și e într-o criză de ani de zile. Nu știu acum cum este situația, dar orașe precum Reșița, Valea Jiului și alte chestii de genul ăsta erau acum ceva ani într-o sărăcie cruntă și sper eu că s-au mai ridicat lucrurile pe acolo, dar lucrurile nu stăteau deloc bine față de restul țării, da? Adică noi în Prahova, în București, în Constanța, suntem destul de bine, Brașov, na, iar vorbim de orașele mari ale țării. Ok, bun, ce vreau să mai zic? Deci criza poate să fie globală sau poate să fie locală. Deci nu te lua că vine criza mondială, mă descurc eu, da? Ok, păi poate se poate întâmpla ceva la tine în oraș care să afecteze orașul tău și să tu să rămâi fără job, tu să rămâi fără loc de muncă sau fără să deveni pasiv sau fără nu știu ce, da? Așa. Luăm în pas cu pas, da? Fiecare pas în acești 10 pași
Și primul lucru, și cred că trebuie nu numai legat de criză, da, dar e tot când te pregătește pentru o criză, este creșterea averii brută. Da? Și am zis eu aici că trebuie avut tot timpul, nu doar în eventualitatea unei crize. Până la urmă, da, treaba asta cu averea trebuie să crească tot timpul. Da? Și nu este din cauza că ne dorim noi mai mult, că vrem să avem și nu știu ce. Și până la un anumit nivel, în care probabil atingi independența financiară, trebuie să te îngrijești să ai cât mai multe active, ca să te asigure o trecere cât mai ușoară pentru o perioadă de criză. Da? Așa. Și aici am notat eu câteva sfaturi. Da? Cum crește averea, de fapt? Cum crește averea? Și în primul rând, este, m-am pus eu sub de întrebări astea. În primul rând, trebuie să economisești mai mult. Da? Și o să zici, probabil o să fie unii dintre voi care zic, bă, nu am de unde mai economisi, că uite, fac asta și asta și nu mai am de unde economisi. Totdeauna cred că mai poți găsi un moment, o chestie în care să poți să economisești, da? Suntem, din păcate, foarte cheltuitori și eu sunt destul de cheltuitor. Am redus cheltuielile, simt că nu mai pot mai mult, dar cred că dacă se poate și mai mult, da? Așa. Legat de economii, pot să-ți pun o întrebare. Ce se întâmplă dacă mâine șeful tău îți reduce salariul la jumătate? O să mor de foame? Ca să înseamnă că jumătate din bani poți să economisești. O să trăiești mai greu, o să fie mai greu cu viața ta, dar poți să pui jumătate din bani să economisești, da? Așa. Sau 20% sau 30%, nu contează procentul, da? Așa. Cum investezi mai mult? Și la fel, aici când vorbesc de investiții, nu mă refer la ceea ce fac eu aici pe bursă sau ceva de genul ăsta. Puteți să investiți în ce vreți voi, da? Chiar și în active, chiar și în pasive. Uneori, unele pasive pot avea valoare, cam pierd din valoare din păcate, dar pot avea valoare mai târziu, da? Așa, de exemplu, poți să investești în aur, dacă nu-ți convine alte investiții sau așa mai departe, se pare că investiția în aur e foarte sigură, poți să investești în aur, nu am nicio problemă cu asta. Din păcate, aurul nu produce nici dividende, nu produce decât aștept să crească prețul lui, dacă va crește. Așa. Poți să investești în terenuri, poți să investești în apartamente, să le închiriezi, în case, în orice, într-o companie, în propria companie, dacă îți faci o companie, și așa mai departe. Și a treia întrebare pe care o avem este cum dobândesc mai multe active și bunuri durabile. Vedeți că am pus aici nu doar activele, am pus și bunuri durabile, da? Pentru că, și aici o să am un slide mai jos legat de bunurile durabile, dacă ți iei un pat și ai un pat unde dormi, da? Ăla e un bun durabil, da? Adică, ok, dacă vine o criză, nu schimbi patul. Dar ai unde dormi, nu ai nevoie de un alt pat. Nu e ca și cum s-ar rupe, nu știu, n-am auzit decât foarte rar să se rupă patul și să nu trebuiască neapărat să cumpere unul, da? Și acolo o să avem o soluție pentru că avem un buget de criză, un fond de, cum să zic eu, de criză și la fel putem să rezolvăm fără nicio fel de problemă. Bun, al doilea pas pe care trebuie să-l facem este reducerea datoriilor. Și aici cred că m-ați auzit mereu pe canal spunând scapă de datorii, scapă de datorii, scapă de datorii. Și știți că la fiecare punct în parte, când spun că vorbim despre investiții, despre așa, spun întâi scapă de datorii. Au fost și unii care mi-au demonstrat pe hârtie că e mai bine decât să plătească rată la apartament, la bancă, e mai bine să investească banii ăia și să plătească lunar rata la bancă în continuare și el să mai investească banii ăia în momentul ăla când spune și o chestie de venit pasiv și așa mai departe. Dar foarte mulți oameni au datorii și nu au niciun fel de investiții. Și atunci cred că cel mai bun pas pentru ei, până ajung ei să priceapă cum să facă niște investiții care să le aducă un randament mai bun și așa mai departe, e să scape de datorii. Nu ai datorii, ești mult mai liniștit și noaptea când dormi și ești mult mai liniștit într-o criză, pentru că măcar știi că nu vine nimeni să-ți ia, nu vine banca să-ți ia casa, nu vine nu știu cine să-ți ia ceva din casă și așa mai departe. Să-ți ia chiar și patul ăla pe care dormi, da? Așa de care am vorbit mai devreme. Și atunci, primul pas este să scăpăm de datorii. Și cum facem chestia asta? Am dat eu aici două idei, dar pot fi și altele. În primul rând, plata anticipată a creditelor. Caută să faci plăți anticipate de câte ori poți. Așa. Și plata în avans a diverselor servicii. Da? Cumva poți plăti în avans anumite servicii, astfel încât dacă vine o situație de criză. Nu, din păcate, aici nu sunt foarte multe lucruri. De exemplu, nu poți să plătești curentul în avans. Din păcate nu se poate face chestia asta, că era ok să plătești pe 2 ani de zi înainte, să-ți cumpea curentul, nu te mai afecta. Tu erai deja cu kilovații plătiți, era o treabă, știi? Așa. Dar, iarăși, depinde de serviciile pe care vrei să le plătiți în avans și cum puteți să le plătiți în avans. Teoretic pot să zic că am plătit în avans curentul pe mulți, mulți ani, cumpărându-mi panouri fotovoltaice. Dar acolo e vorba și de o investiție, e vorba de mai multe lucruri,
ar fi exagerată cumva comparația asta, dar aș putea să dau ăsta ca un exemplu, dar nu e cel mai potrivit exemplu. Din păcate, în România nu prea putem să plătim multe lucruri în avans, da? Nu știu dacă nu cumva la abonamente, la Vodafone, ți-ar accepta cumva plată în avans, să ai abonamentul plătit pe un an de zile, nu mai vine nimic de plată, stai liniștit, să zicem. În filmă sunt chestii pe care poți plăti în avans, ca și persoană fizică, însă mai greu. Așa. Tot timp să dau pe butonul ăsta să schimb cadrele, în loc să dau pe click pe mouse-ul să trecem la următorul punct, da? Așa. Următorul punct care te ajută foarte, foarte mult, deci ai scăpat datorii. Da, ești focusat pe creșterea averii, că dacă ai ceva avere, măcar ai ce vinde. Dacă ai 5 mașini în curte, vinzi 3 dintre ele în criză și tot treci cu criza mai ușor decât dacă nu le aveai. Așa, apropo de active și pasive, de-aia m-am zis că e diferență. Punctul 3. Fondul de urgență. Te ajută în situații dificile și fără să-ți afecteze viața. Dacă ai un fond de urgență care îți acoperă una, două, trei luni, patru luni de zile de trai sau 12 luni în cel mai optimist caz, da, așa, atunci automat o să ai un mare avantaj că poți să trăiești fără să schimbe planurile apelând la acel fond de urgență. Cum dezvoltăm fondul ăsta de urgență? E foarte simplu. În primul rând începem să economisim. Chiar dacă sunt unii care vă spune că faci economii și că inflația îți devalorizează moneda și nu știu ce și la 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 și așa, mai bine să ai ceva decât să n-ai nimic, da? Așa. Și începem să economisim. Fondul de urgență e bine să acopere cheltuieli medii lunare pe 6-12 luni. Și aici aveam o discuție cu un prieten, spuneam că, bă, fondul ăsta de urgență, dacă tot îl ai și îl ții acolo, îl poți pune la bancă cu dobândă mai mare, adică la, cum să zic eu, să-l pui la bancă cu dobândă fixă, da, pe 3 luni, pe 6 luni, pe așa, pentru că dacă n-ai nevoie de el, măcar mai ai puțină dobândă, mai fac niște bani aia, nu foarte mulți, dar mai acoperă un pic din inflație, să zic așa, dar dacă ai nevoie de ei, îi ai acolo, cash, lichizi foarte rapid și ăsta e un mare avantaj, da? Așa, deci dacă ai fondul ăsta de urgență, cred că așa, la fel de bine dacă ai, nu știu, zicem că ai pe 6 luni de zile fond de urgență, ție nu-ți trebuie toți banii într-o dată, da? Și atunci poți să-i grupezi la dobândă cu dobândă fixă la termen și să fie dobândă pe 3 luni de zile. Și ai o parte, o treime din bani cu dobândă fixă pe 3 luni, următoarea lună mai deschizi o treime cu iarăși pe 3 luni, următoarea lună cu o treime cu încă 3 luni. Și dacă tu ai nevoie să închizi un astfel de, ai o urgență o lună de zile, închizi un astfel de fond de urgență fără să le afecteze pe celelalte două. Da? Deci cumva poți leva și ciclic, le împarți în perioade ciclice și să depui chestiile astea așa. Iarăși te interesezi foarte bine care bancă este cea care îți oferă cel mai mare dobândă la depunerile astea de bancare, da? Unde se oferă o dobândă cât de cât ok, da? Așa. Cu dobânda aia nu o să faci venituri pasive foarte mari, nu o să faci mare lucru, dar mai zis, având în vedere că trebuie să ai un fond de urgență, e bine să fie pus într-un astfel de cont bancar. Da? La fel, după ce ai un fond de urgență, poți să ai mai multe fonduri de urgență. Bineînțeles, depinde iarăși de foarte, foarte multe lucruri, dar cred eu că poți face, de exemplu, eu am niște fonduri de urgență în companie, da? Și aici mă limitez. Esențial pentru mine să am laptop și telefon. Și atunci este esențial, este puțin probabil să strice amândouă. Și esențial cumva să am undeva la 1000 de euro, exagerez un pic, dar zic, zice vreo 40 de milioane, da? De 4000 de lei, adică. Să am fondul ăsta de urgență în caz de să strică ori laptopul, ori telefonul, să pot să cumpăr altul imediat și să nu-mi afecteze activitatea firmei, da? Cam așa și aici, dacă ai anumite probleme, nu știu, ai o mașină mai veche, se strică, da? E bine să ai un fond de urgență separat pentru mașină. Să zicem că de fiecare dată când mergi cu mașina și pui benzină, mai pui un 10% din cât pui benzină deoparte pentru fond de urgență. Și la un moment dat sunt niște bani acolo, așa, 1000 de euro, 500 de euro, nu știu cât. Să strică ceva la mașină, iei din fondul ăla de urgență. Nu ți afectează în mod normal traiul curent, da? Adică ai un fond de urgență pentru mașină sau iarăși pentru sănătate. Nu știu, dacă știi că ai alte probleme, poți să ai un fond de urgență. Aici la sănătate este un pic tras de păr, pentru că dacă ai o problemă gravă de sănătate, vin și active, vin și pasive ca să scapi viața, să salvezi viața ta și nu mai există niciun fond de urgență care poate să acopere toate chestiile astea. Bineînțeles, în planul de sănătate poți să ai niște asigurări de sănătate care să acopere astfel de urgențe, da? Așa. Bun. Trecem și mai departe la punctul 4 și vorbim în sfârșit de investiții inteligente, da? Pentru că toată lumea reușește să facă investiții cât mai profitabile, însă nu toți reușesc, da? Sunt foarte mulți care ați auzit că au pierdut bani pe bursă, că au pierdut bani în cripto, că au pierdut bani
cu fonduri mutuale, că au pierdut bani, cu ce n-au pierdut bani, da? Așa. Și atunci vorbim despre investiții inteligente, pentru că trebuie să ai capabilitatea să faci niște investiții care să-ți ofere și un randament bun, da? Și cu riscuri cât mai mici. Foarte mulți oameni se duc în zona de risc foarte mare, știu și de ce se întâmplă chestia asta, o să povestesc aici, dar cumva gândiți-vă că cu cât riscul e mai mic, cu atât veniturile respective sunt mai sigure, chiar dacă sunt mici, da? Și gândiți-vă că creierul uman așa vede el lucrurile. Vede lucrurile că dacă lua Bitcoin la 2 dolari și acum era, de fapt altfel funcționează lucrurile. Omul care e sărac, care nu are investiții, care nu are, caută să-și mărească averea brută, că caută să nu aibă active și așa mai departe, și are și el niște bani, are 100 de euro să zicem, da? Și se gândește, bă, dacă pun 100 de euro și am un randament cât de cât bun, de 5% pe an să zicem, da? Sau de 10% pe an, da? Așa. Și riscurile sunt mici, da? O să am la anul, pe vremea asta, în loc de 100 de euro, 110 euro. Ce fac eu cu aia 10 euro în plus sau cu 100 de euro? Și atunci omul sărac gândește altceva. Am 100 de euro pe care pot să mă lipsesc de ei. Nu mănânc două zile. Asta e, pot să risc 100 de euro. Și risc 100 de euro pe nu știu ce investiții, mă, nu știu ce filme astea de high yield, pe nu știu ce nebunit, NFT-uri, eu știu ce mai le trece în cap, că dacă crește aia de la 100 de euro și face 10.000 de euro, face un 10x acolo, câștigi 10.000 de euro. 10.000 de euro îmi schimbă viața în radical. Și atunci riscă luna asta 100 de euro, peste două zile mai face el un ciubuc, mai face 100 de euro, mai riscă și pe aia 100 de euro și tot așa riscă toată viața. Și de multe ori 90% din cauzuri pierde, doar că o să câștige el nu știu cât la un moment dat. Și de fapt, nu, dacă ai fi pus 100 de euro în investiții sigure și ai fi pus asta la 2 luni de zile, cu 100 de euro, cu 100 de euro, cu 100 de euro, în 2-3 ani de zile s-ar fi cunoscut și suma economisită, s-ar fi cunoscut și veniturile pasive, da, ar fi crescut și veniturile pasive. Dar omul nu gândește așa, zice, bă, ce să fac eu cu 50 de euro, cu 100 de euro, cu 10 euro, da? Gândiți-vă că mă întrebați, eu caut să fac un 100 de venit pasiv cu 30 de euro. 27 am primit gratuit, 2 am pus eu, aproximativ 30, cred că 29 de euro, cred că sunt 30. Dar mă gândesc și acolo, bă, cum aș putea să fac eu să fie un venit pasiv acolo, să nu închid contul ăla de la XTB și să fac un 100 de venit pasiv și acolo, mică, o să creagă niște cenți. Dar nu se știe în timp cum o crește și ce se va întâmpla. Lasă-i acolo să facă, da? Așa. Deci vedeți că mă duc în zona mai sigură și cumva caut să curgă picătura chinezească, că dacă am multe picături de astea chinezească, la un moment dat se cunoaște și la modul meu de viață, da? Așa. Iarăși contează foarte mult stabilizarea veniturilor pasive, da, apropo de investiții inteligente. Pentru că gândiți-vă că a venit o situație de război, de criză economică, oarecum cu gazul de la ruși care nu mai e ieftin și care nu se mai găsește, și așa mai departe, probleme peste probleme, după pandemie. Și gândiți-vă că piața cripto a crezut, bursa s-a dus în jos, aurul nu stă nici el foarte bine, nu stă nimic ca bine în momentul de față. Și în momentul ăla te gândești, bă, dacă eram oarecum venituri cât mai stabile, să am venituri pasive lunare cât mai stabile, adică indiferent de ce se întâmplă, să pot pica aia, mai merge bine aia la altă, mai, știi, să nu, dacă cade toate piețe și economia globală merge prost, să nu mă trezesc că din, nu știu, 500 de euro pe lună sau 800 de euro pe lună sau 1000 de euro pe lună, să zicem, venit pasiv, m-am trezit la 200 de euro venit pasiv dintr-o dată, da? Cam asta zic eu cu stabilizarea, adică dacă din 1000 de euro pe lună, să zicem că ai atins independența financiară și ai 1000 de euro pe lună venit pasiv, da? Așa, ajungi la 800 de euro, bă, poți să treci și cu 800 de euro, mai greu, mai are, mai dai din coate, dar nu ți-a schimbat viața, ai în continuare independența financiară, să zicem, da? Așa, deci asta este iarăși un aspect foarte important. Bun, punctul 5 ține de dezvoltarea abilităților. Și aici am scris eu un egal mare și foarte clar, abilități noi înseamnă surse de venit noi. Cu cât înveți mai multe lucruri noi, cu atât poți face mai mulți bani. Și aici nu mă gândesc doar la investiții, mă gândesc la orice dezvoltare personală. În primul rând, dacă vine o criză, auzind de acum, ați văzut că în ultima vreme în presă sunt articole că Microsoft a dat afară 10% din oameni, că Apple a dat afară, că Tesla a concediat, că nu știu ce companii românești au dat afară din oameni și așa mai departe, da? În momentul în care tu ești mai bun și devii mai bun, șanse să fii dat afară, să-ți pierzi jocul de muncă, este mai mic, da? În momentul în care tu ești mai bun din echipa ta, probabil vor da afară pe alții și tu vor sta pe tine, da? Îți vor da mai mult de muncă ție, dar ideea e că îți păstrezi jobul de muncă. În situația asta de criză și de recesiune economică, tu nu rămâi fără job, da? Nu rămâi fără job, poți să-ți plătești în continuare ratele la bancă, poți să-ți faci anumite chestii, da? Poți să investești mai mult pentru că bursa o să fie jos,
criză economică, tu ai încă o sursă de venit care ți-a dus destul de constantă și atunci poate chiar și scade un pic, dar poți să mai și cumperi pe, nu neapărat pe bursă, poți să mai și cumperi niște active, da? Așa. Reduceți riscul concedierii, exact ce v-am zis mai devreme. Și iarăși v-am spus că ajută la creșterea veniturilor, pentru că în momentul în care înveți skill-uri noi, în momentul în care faci lucruri noi, vei găsi poate un job mai bun în altă parte sau vei face ceva extra time în cursul timpul liber, sâmbătă duminica. De exemplu, nu știu, din exemplu ăsta că am nevoie de un sudor, de exemplu, la un moment dat, știi? Și poate vreau să mă apuc să învăț să sudez, da? Și o să mă apuc pentru mine, probabil, în prima fază, așa, nu știu dacă o să-mi fac asta, dar mi-ar cam trebui pe la casă uneori, știi, că o să iau un aparat de sudură. Și pe mai cheamă și 2-3 vecini și mai dă niște bani acolo, că au și ei nevoie de serviciul ăsta, da? Sau învăț servicii, mă duc în job-urile astea pentru oameni normali. Deși eu sunt mai mult orientat în online, eu mai repede învăț skill-uri noi de marketing, skill-uri noi de, nu știu, învăț să fac reclamă pe YouTube, da? Sau învăț să fac reclamă pe TikTok, pentru că eu tot de la moda acum TikTok-ul. Și voi avea clienți din zona asta în care zice, Dragoș, vreau să fac și o reclamă pe TikTok și nu știu cum să face, că nu mă descurc cu interfața aia. Și voi putea lua bani din chestia asta, adică învățând lucruri noi, da? Automat scad șansele de a trece pentru o criză mai greu, da? Probabil o să scadă veniturile și acolo, da? Nu o să mai fie atât mulți oameni care să-și vrea să facă reclamă pe TikTok, dar vor fi unii, da? Și dacă sunt specialist pe chestia aia, o să mă caută lumea în continuare. Mai puțin clienți, mai puțin oameni, dar nu înseamnă că dispare de tot sursa aia de venit, da? Așa. Iarăși, am un punctul 6 aici foarte important, diversificarea surselor de venit, da? Și aici am pus eu o chestie că milionarii au cel puțin 3-400 de venit, uneori și mai multe, și trebuie să lucrezi foarte mult la diversificarea și de venit. Pe lângă venitul principal care vine din job, în general, la mine nu vine din job pentru că sunt propriu angajat, dar pentru faptul că vine din job, da, și că mâine poate nu mai ai jobul ăla, e bine să ai și alte surse de venit. Și aici poate să fie un job suplimentar, începerea unei afaceri, asumarea unui hobby în surse de venit. Și mai sunt și multe altele, genul de investiții pasive, să încerci să vinzi ceva, să încerci să faci ceva, să și așa mai departe. Eu le-am puținizat așa pentru că pot fi, am pus în prima oară un job suplimentar, bineînțeles nu toată lumea e încântată, mai multă muncă, mai multă muncă, toată lumea vrea venituri pasive, știu asta, dar până la urmă dacă ți-ai un job, până la urmă și eu am făcut la ceva, am luat un job suplimentar, da, nu foarte bine plătit, nu foarte alea, dar mi-am asigurat niște bani de pus pe bursă, în plus, da? Și atunci am considerat că fac jobul la oarecum voluntar și bănuții care vin de acolo îi bag pe bursă. Da, deci o să devenit care practic, deși e pasivă, se duce în active, da? Deci ca și cum creează noi active, da, pe piață, da? Am mai multe aseturi pe bursă. Atunci, mă rog, nu știu, am mai multe active pe bursă, nu știu dacă trebuie aseturi, e cel mai potrivit cuvânt. E, și atunci, cumva, nu vă feriți să vă luați un job suplimentar, să faceți ceva, să începeți o afacere, da? Să începeți să faceți ceva dintr-un hobby. Bă, seara mai repar, nu știu, pe tatăl meu, seara când bă job, era pe mine un job și scos, nu prea erau nevoie de bani, așa nu mai vei ce face cu ei. Așa, mai repara televizoare, mai repara nu știu ce. Sunt și acum oameni care sunt pe electronici, care și acasă în timpul liber mai repară cât un telefon mobil, mai schimbă ecranul dacă au instrumentul pe care le trebuie pentru chestia asta. Și așa mai departe, adică sunt fiecare în funcție specificului. Poate să facă ceva în plus și transforme în hobby, în pasiune, să transforme în sursă de venit, să facă și investiții, bineînțeles că și acolo și-a venit în sursă de venit pasiv, dar gândiți-vă, le-am luat aici pe exemplu, cât mai, cum să zic eu, mai omenești pentru un om normal, da? Nu pentru cineva care e deja antreprenor, care e deja investitor, acolo se mai schimbă lucrurile. Așa, până la punctul ăla trebuie să le luăm așa, pas cu pas. Punctul 7. Bunuri durabile. V-am zis la începutul prezentării că mai discutăm despre chestia asta cu bunuri durabile, așa, și cum te ajută ei să reduci cheltuielile, da? Și acum, în primul rând, reduc cheltuielile pentru bunurile de consum, mâncare, haine, da? Aici poți reduci, sunt bunuri care le consum, nu rămân nimic, adică dacă am hainele astea pe mine, pot să le port mai mulți ani de zile. Am dat și câteva exemple de bunuri durabile și special am luat și pasive, nu am luat numai active, nu doar chestii care îți produc bani. Da, adică o mașină de obicei cheltuie bani, o casă, un teren poate să fie și activ că crește valoarea la un moment dat, poate le vinzi. Mobilierul electrocasnic, iarăși nu cred că le crește valoarea să le vinzi mai scump sau ceva, sau alte echipamente. Ideea este exact ce vă spuneam cu patul ăla, dacă ai luat ai o casă unde locuiești, ai luat un pat. Patul ăla a ținut 20 de ani, da? A trecut multe crize, patul meu care l-am acum în care dorm, a trecut în criza din 2008, nu s-a întâmplat nimic cu el, da?
N-ar trebui să cumpăr un alt pat, n-ar trebui să cumpăr o altă, nu știu, la mașini le mai schimbăm, dar la fel de bine putem să ținem 10 ani de zile o mașină și să ne folosim de ea, da? Frigiderul, iarăși, l-am de când am luat apartamentul aproape, cred că de 20 de ani. Nu mai are multe, nu mai duce multe zile, să zic așa, cumva ar trebui să am un buget de criză pentru electrocasnice în casă, pentru frigider, că s-ar putea să strice într-o bună zi. Dar momentan merge bine, mersi, și atunci n-ai rost să cumpăr unul nou. În momentul ăsta, mai ales dacă se duce o recesiune, pentru că funcționează ăla și este ok, da? Adică sunt bunuri care le folosim ani de zile și atunci, cumva, dacă le-am luat și le avem și le folosim, nu ai unde să le înlocuim cu altele și faptul că le-am luat și le folosești la ceva, adică nu mergem noi să zicem că exagerat cu patul, puteam să luăm și pe jos, dar luam de salteau și duream pe jos. Când am luat apartamentul, cred că primele săptămâni când am cumpărat patul, am dormit și pe saltea, adică n-a fost o problemă. Dar asta vă zic, cumva trebuie să te asiguri un confort, da? Ca să poți să te gândești la venituri, la investiții, la chestii din ăsta, trebuie să ai un confort mental, nu poți să dormi pe în cort, da? Ha, așa, și atunci trebuie o casă, o mașină, trebuie niște lucruri care trăim zi de zi, o tabletă, un telefon și așa mai departe. Bun, din păcate telefonul, tableta, ați văzut că bun, am doi, să le schimb că s-au învechit și așa mai departe. Pe de altă parte, am zis, patul sau, nu știu, mobilierul de bucătărie. L-am luat odată, ăla este, da? Dacă ai tu bani și n-ai ce face cu banii și vrei tu să schimbi mobila din casă, vrei să zgrăvești, vrei să schimbi, nu știu, gresia, că nu mai e modelul vechit sau ceva, da, poți să o faci. Dar dacă vine o criză și n-ai bani să o faci, nu o mai faci. Și nu te afectează cu nimic, adică nu e că, bă, anul ăsta mi-a propus să schimb gresia și faianța, a venit recesiunea, nu mai schimbi o gresie și faianță, aoleu, nu poți să trăiești fără chestia asta. Poți să treci încă 2-3 ani, 5 ani până trece criza, liniștit până o să o schimbi dacă ți-ai pus în cap chestia asta. De asta zic că bunurile durabile sunt foarte importante, pe cele de consum trebuie să le reduci cât mai mult, da? Și aceea am făcut câteva șmecherii de-a lungul vieții, am reușit să fac câteva chestii ca să reduc cheltuielile astea oarecum lunare, dar iarăși este mult de discutat aici, poate mai reiau într-o prezentare mai pe larg toată treaba asta. Pentru că am ajuns exact la punctul 8, care spune despre chestia asta, reducerea cheltuielilor. Este unul din cei mai grei pași, da? Fiecare om invente că câștigă 5.000 de euro pe lună, că câștigă 2.000, că câștigă 500 de euro pe lună, spune că cel mai greu lucru este să reducă cheltuielile. N-are de unde, da? Și multă vreme am spus și o chestie asta. Am zis că am câteva sfaturi aici legate de reducerea cheltuielilor, și anume, amânarea deciziei de cumpărare cu 24-48 de ore. Totdeauna ați văzut că mergem la Carrefour, mergem să cumpărăm două, nu știu, pâine, fructe și carne și ne trezim că mai avem încă un coș, încă 20.000 de chestii și plătim în loc de 2 milioane sau de 1 milion la casă, plătim 5 sau cel mai departe. Mai luăm o chestie de chestii, multe dintre ele inutile, da? Lasă că e bun la casa omului și ai, lasă că parcă îmi trebuie și un pămătuv nou și o mătură, hai că mai luăm și niște detergent, că mai aveam, dar lasă să fie acolo, așa mai departe, da? Și atunci, ca să reduci cheltuielile, trebuie să te întreb, bă, îmi trebuie un telefon nou, am zis, telefonul meu în față e un pic crăpat aici, în colțul ăsta, nu se vede, cred că nici pe ecran nu se vede, da, nu se vede, așa, da, funcționează perfect și n-are rost să dau alți bani pe un alt telefon în momentul de față, pentru că îmi fac treaba foarte bine cu ăsta. În momentul în care susțin că probabil sistemul de operare nu o să mai fie la zi și nu o să mai funcționeze cum trebuie, atunci probabil o să-l schimb. Așa, deci da, doresc multe lucruri pe, și mă uit și eu la tot de chestii pe internet și mai ales acum le poți comanda la un click distanță cu cardul. Deci aoleu, scot cardul, comandă, mâine vine acasă. Dar amânați decizia de cumpărare pentru 24-48 de ore. Ca să vedeți, chiar îți dorești cu adevărat lucrul ăla. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci ca să reduci cheltuielile este stabilirea unui buget strict de cheltuieli, da? De exemplu, dacă spui deoparte la începutul lunii ai luat salariu și ai pus, nu știu, 300 de lei pentru benzină și ai pus deoparte. Și zici, bă, când nu mai am benzină, pun de acolo, din banii aia. Da? Văd că s-a golit, te-am curat de bani, din 300 de lei am luat decât 50 de lei și sunt la jumătatea lunii, e clar că trebuie să circul mai puțin cu mașina, că nu mai am bani la final de lună, așa. Și atunci, automat, dacă stabilești un buget strict de cheltuieli și nu-l depășești, te încadrezi cu el, te ajută foarte, foarte mult. La fel la cumpărături, dacă te duci cu lista de acasă, cumperi doar ce e pe listă. Înseamnă că toate te-ai gândit foarte bine că îți trebuie și aia trebuie să le cumperi, nu altceva, nimic în plus. Așa. Iarăși, tot aici nu e scris pe foaie, dar are un alt sfat. V-am zis eu că te duci la magazin și cumperi și detergent și astea. E bine din când în când să urmărești anumite reduceri, da? Să urmărești anumite reduceri. Dacă tu, de exemplu, detergentul nu se strică, poate să stea acolo așa 2-3 luni de zile, da? Și
dacă ai nevoie și știi că oricum o să ai nevoie la un dat și acum e la reducere, poți să-l cumpere acum, dar asta este intră mai mult la ceea ce am mai sus, plata în avans. Știți că văceam că plata unor servicii în avans, e, și chestia asta e tot un fel de plată în avans. Îl iau redus acum, că oricum o să-l consum tot până la final de an și atunci îl cumpăr redus acum, că nu se strică, nu cere de mâncare, am făcut o economie, da? Ok. Bun, iarăși poți să faci mai diversificat în momentul în care devii mai avansat. Nu mai ai un stabilire, un buget strict de cheltuiel general, adică bă, luna asta vreau să cheltui maxim 3.000 de lei din salariul de 4.000, să zicem, da? Așa. Și zici, ok, vreau să cheltui doar 500 pe benzină, vreau să cheltui 200 pe mâncare, vreau să nu mai mă duc la film și nu mai cheltui bani pe cinematograf, vreau să mă duc la restaurant de 2 ori, în loc de 4 ori și atunci am un buget maxim de 400 de lei în loc de 800 de lei pentru pentru restaurant și așa mai departe, da? Deci putem să avansăm chestia asta la un nivel mai amplu în care poți să știi exact cheltuielile tale și să le controlezi mai bine. Dar pentru început e bun și stabilirea unui buget pentru cheltuieli în modul normal, da? Ok. Ajungem la ultimele două puncte, da? Și astea două sunt un pic mai altfel. În primul rând zicem, discutăm un pic despre asistentul la guvern. Și aici tot timpul ne rușine să cerem ajutor. Bă, dacă nu, mai ales că sunt anumite programe care vin și te ajută, da? Și te încadrezi la ele, de ce să nu folosești chestia asta? Și acum vedem o grază de vouchere pentru cei care au pensia, nu știu ce sumă, pentru energia electrică. Mai sunt niște vouchere pentru lemne. Ai mei la țară, primești niște vouchere pentru lemne sau nu știu, primești niște cu cotă de lemne de la pădure, n-am înțeles exact ce. Dar sunt o chestie care poți să cumpere lemnul mai ieftin și profită de ea, da? Înseamnă o economie în final, da? Așa. Iarăși ne uităm la scutiri de impozit, că am pus-o aici așa, și aici am un exemplu propriu, mă rog, casa mea încă nu e gata și atunci nu e luată în evidență casa ca să pot, nu plătesc mai impozit la casă momentan, pentru că e o construcție și nu e casă. Așa. Dar sper eu că acum, în februarie, o să trec și casa la impozit, să fie și ea gata în actele primăriei, e aproape gata din punct de vedere al cerințelor pe care trebuie să îndeplinească o casă ca să fie luată în evidență. Așa. Nu știu dacă sunt viitoare, am timp, dar peste 2 săptămâni cam asta am un program să mă duc la primărie să vedem actele și să încep să rulez tot procesul ăsta. Dar am văzut o lege nouă, de exemplu, că cele care au panouri fotovoltaice, da, casele care sunt dotate cu panouri fotovoltaice, sunt scutite de impozitul pe clădire. Asta înseamnă, pentru mine am interesat așa cam cât ar fi impozitul la casă pe la vecinii mei care au case ca aproximativ la fel de mari ca ale mele și au zis că e vreo 5-6 milioane pe an. Dacă am panouri fotovoltaice și tu poți să profiți de chestia asta și să cu legea respectivă să fiu scutit de impozit, da? De ce nu fac asta? Înseamnă o economie de 600 de lei pe an, da? Bani pentru care nu fac mare lucru, adică doar i-am anunț pe cei de la primărie că am un sistem fotovoltaic sau probabil o să scrie în ficha energetică acasă că am panou fotovoltaic, cred că de acolo vine scutirea respectivă de impozit. Așa mai departe, trebuie să mă interesez, nu știu încă, dar asta vă zic. Interesați-vă, vedeți dacă vă încadrați la anumite programe de asistență, de programe, dar știu că e foarte discutabil când auzim de asistenți și asistați sociali în România, e un subiect tabu, lumea care nu vrea să muncească și stă pe banii statului. Din păcate sunt și oameni foarte mult săraci în România, dar chiar dacă eu nu sunt în zona asta, chiar dacă și poate tu care urmărești pe acest canal nu ești zona asta, sunt foarte mulți oameni care au probleme cu banii, au probleme cu financiare destul de serioase. Și atunci, astfel de programele mai poate da o gură de respiro, da? Deci nu sunt, deși sunt antreprenor și sunt oarecum orientat spre dreapta, ca să zic așa, din punct de vedere politic, nu mă refer la cei la noi în România, dar mă refer ca orientare, așa? Pe de altă parte, avem nevoie și de programe sociale pentru cei neajutorați, adică ăsta e adevărul, da? Chiar dacă eu merg într-una aia de muncesc ca să fac banii mei, da? Plătesc impozite, din impozitele alea e bine să ajutăm și pe ceilalți mai nevoiași, da? Că se fură mult și că să... Așa e o discuție care n-are rost pe canalul acesta, da? Deci n-are rost să intrăm în discuția asta cât să fură, ce să fură, ce și așa. Când vorbim în condiții normale, ce se întâmplă cu banii aia pe care îi plătesc ca impozit la stat și care trebuie să ducă și să ajute alți oameni din comunitatea mea. Ok. Bun. Avem și ultimul punct, ce este cea mai important, pentru că dacă ai ajuns până la punctul ăsta, înseamnă că chiar îți pasă, știi, că te interesează de... educația financiară, educația ta financiară, ce este unul din cei mai importanți pași, da? Pentru mine este important și faptul că canalul ăsta cam asta face, educație financiară. Până lângă alte chestii, mai ales ce investești și așa mai departe, este un canal de educație financiară. Caută să te învețe lucruri noi, să înțelegi lucruri noi și practic dacă ai stat până la această prezentare până la final, are deja 34 de minute, mă uit pe ceas acolo așa cât s-a înregistrat până acum, înseamnă că chiar ești interesant de educația ta financiară.
Și aici sunt multe, multe lucruri de învățat, dar îți spun o chestie care am învățat-o de-a lungul timpului. Cu cât ai mai multe cunoștințe, cu atât vei putea lua decizii mai bune. Da? Altfel te lași influențat de presă, de ce zice un prieten al tău, a investit el în Bitcoin, a investit nu știu ce, dar fără să înțeleagă cum funcționează Bitcoin, fără să înțeleagă ce se întâmplă pe piața din cripto, fără să înțeleagă așa, a investit, poate a avut noroc, poate a câștigat bani, poate tu nu o să ai noroc și poate tu o să pierzi bani și mai departe. Cu cât ai mai multe cunoștințe, cu atâta înțelegi mai bine cum funcționează lucrurile în lumea asta, da? Că vorbim de cripto, de economie, de ce vrei tu, da? Și automat iei decizii mai bune, da? Ei decizii mai bune pentru că evaluezi mai exact riscurile. Una e să zici, bă, pare, nu știu ce se întâmplă acolo, dar investesc, o să câștig. Și alta e să dai seama că e un caritas acolo pe programul ăla care îți promite ție, nu știu, 800% pe zi sau nu știu cât așa. Îți dai seama că acolo e un risc major să nu câștigi niciun bani și să pierzi. Și atunci nu te baci. Și chiar și ăsta e un câștig, pentru faptul că nu pierzi bani, e un câștig, da? Așa. Mi-am dat aici un punct foarte important, că chiar și eu trebuie să fac astea. Și gândiți-vă că ați văzut că vin tot timpul cu lucruri noi, cu materiale noi. Dacă lucrurile pe care sunt, dacă eu mă opresc acum și nu mai citesc cărți noi, nu mai învăț lucruri noi, nu mai urmăresc alți YouTuber, nu mai caut să dezvolt cunoștințele, da? Peste 10 ani de zile o să fiu ca un moș de la bătrân care o să vă spună aceleași chestii, ce a trăit el. Ați văzut bătrânii ăștia care se povestesc anumite lucruri din copilăria lor, din tinerețea lor, ce au făcut ei, ce nu știu ce. Și dacă stai suficient de mult timp pe lângă ei, adică stai mai multe luni de zile pe lângă ei, o să vezi că au aceleași povești. Pentru că ei nu mai trăiesc lucruri noi, nu mai experimentează lucruri noi, aceleași povestesc doar din ce au trăit ei de-a lungul vieții, da? Cam așa și eu, dacă nu încerc să mă dezvolt, să învăț lucruri noi, să încerc strategii noi, să încerc să fac chestii noi pe bursă, pe educație financiară, pe așa, urmăriți să vă spun aceleași povești peste 3 ani de zile, să vorbesc pe YouTube despre aceleași lucruri care vorbeam și acum. Ceea ce n-ar fi ok. Pe de altă parte, partea de educație financiară la bază, adică aceea de a economisi, de a investi, de a controla fondurile tale și a face bugete, nu s-a schimbat în ultimii 30 de ani sau în ultimii 50 de ani sau 100 de ani. Baza fundamentală e aceleași, ca și în fizică, da? Se descopere lucruri noi la fizică cuantică, dar gravitația încă există, telefonul încă pică și așa mai departe. Da? Deci și în educația financiară nu sunt lucruri, baza e același lucru. Dar aș putea, în dezvoltarea mea continuă, să vin să vă explic lucrurile mai ușor, să fac niște paralele care să le înțeleagă oamenii mai ușor, să pot să explic mai bine unele lucruri care acum poate mi sunt și mie neclare și le explic așa, doar din auzite să zic așa, și atunci când învățându-le mai bine, știu să le explic mai bine și așa mai departe, da? Deci chiar și eu trebuie să fac asta, să caut să evoluez tot timpul, să mă educ tot timpul, să învăț lucruri noi. Ăsta a fost și motivul pentru care zile trecute am văzut că mi-am făcut cont pe XTB, să mai încerc o nouă platformă. Aveam două, eram foarte mulțumit de ele și sunt continuare mulțumit de ele, dar hai să vedem și altă platformă, hai să vedem și aia cum funcționează. Dacă mă întreabă mine cineva despre XTB, să știu să-i spun despre două lucruri, două, trei lucruri despre platforma aia, da? Și așa mai departe, da? Poate acolo așa îmi vine o idee de strategie care nu mi-a venit la celelalte două platforme și care zic, uite, aici ar fi bine să fac așa și iarăși dezvolt lucruri noi, mă gândesc la strategii noi și așa mai departe. Așa. Exact ce spuneam când am auzit la slide-ul ăsta, că dacă ai ajuns aici, înseamnă că îți pasă de educația ta financiară și dorești să înveți mai multe. Am făcut așa și ca o glumă, pentru că ne apropiem de încheiere, vedeți că este pasul final, așa, și am zis așa ca o glumă, că de obicei la final știți că mulți spun că și acum dacă vrei mai multe, îți vând nu știu ce cursurile alea. Din păcate, chiar dacă zic că într-un viitorul mai îndepărtat, nu prea apropiat, o să scriu și un curs sau ceva, din moment în momentul de față nu-ți vând nimica, da? N-am ce să-ți vând ceva, dacă ți-a plăcut prezentarea asta nu pot decât să te invit să dai subscribe la canal și să uiți acolo ce mai materie mai pun, nu cer bani pentru chestia asta, am și parte de membership care dacă vrei să susții canalul are acolo așa, nu știu, 4-5 lei pe lună, poți să susții canalul, dar iarăși nu caut în mod normal să-ți vând ceva, nu am materiale foarte deosebite sau schimbate acolo, că dacă aflu ceva și mi se pare de interes pentru toată lumea, le pun aici pe canal, nu le pun doar pentru membri, deci n-am chestii, bă, pentru membri găsești ceva wow sau ceva nemai auzit. De obicei acolo îi ajut pe ei, în mod special, mai atent decât să mă uit mai atent la nevoile lor, dar nimic mai mult, adică dacă am ceva care vreau să fie pentru toată lumea, prezint aici pe canal pentru toată lumea. Ok, datele mele de contact dacă aveți întrebări, ați văzut că răspund și la comentarii, le las pe ecran dacă vreți să dați pauze și le notați de mail-ul meu, dar pe de altă parte, lăsați în comentarii, puteți să lăsați în comentarii orice întrebare, ați văzut că răspund la ele, dacă sunt chestii mai complexe, le dezvolt în cadrul unui video, așa mai departe, da, deci nu este iarăși o problemă. Sper că ți-a plăcut prezentarea asta, știu că a fost lungă, dacă știam că atât de lungă o spăgeam iar în două părți, cum am făcut la episodul la începutul anului cu venituri pasive, doar de zic că merită timpul alocat și îți mulțumesc pentru asta.
Da? La fel, în colțul ecranului, episoade mai vechi pe care sper să-ți placă să le urmezi și pe acelea. Și bineînțeles, ne reauzim mâine cu un nou clip. Îți mulțumesc!